Ce frumoasă cântare, ce frumoase cântări, ce frumoase afirmații. Haideți, dacă toți știm și credem din toată inima, să mai spunem o dată, Hristos a înviat. Slăvit să fie numele Domnului. Ieri la slujbă de dimineață, de la Biserica Betania, la un moment dat i-a provocat pe frați să spunem cu toții salutul acesta, așa, cu voce tare, în cor. Și a zis, fraților, să audă cerul și să audă și infernul. Hristos este viu. Mărit să fie numele Domnului. Este o mare binecuvântare pentru noi în această dimineață să fim împreună cu dumneavoastră. Lucrul acesta noi l-am propus de foarte multă vreme. De regulă, a doua zi de Paște suntem la Arcalia. De fapt, acum suntem în drumul la Arcalia. Și vorbim cu frații de acolo, ei au apreciat că ar fi bine să ajungem seara. Vă vreau să zic că dacă tot vii, avem alte lucruri programate și uneori deranjă, așa, cu ghilpele, bine ar fi să veniți seara. Așa se face că m-am gândit, ar fi bine să ne oprim undeva la biserică și așa pe la prieteni mai îndrăznești uneori să te auto-inviți. De fapt, în America asta funcționează, nu te cheamă nimeni. Pe unii, că îi mai cheamă. Dar, în general, te rogi frumos că ești în zonă și ai vrea să vizitezi biserica de aproape. Și cum recent am venit din America și am făcut lucrul ăsta de mai multe ori, nu mi-a fost greu să transmit mai întâi un mesaj de scris fratelui Romi, care a reacționat și cu drag a dorit să fim în dimineața aceasta aici. Slăvit să fie Domnul! Acum m-am și străduit aseară să pregătesc o predică. După ce am venit de la biserică, ce am invitat, și am zis, hai până la noi. Și am zis, că dimineața trebuie să predic la Dej. Și nu mă pot duce așa nepregătit, trebuie să mă pregătesc. M-am mai trezit azi dimineața, un pic mai devreme, deși nu prea am dormit azi noapte. Eu mai mult, soția mea mai puțin. Că acum cu schimbările astea, recent am venit din America, vă spuneam. Dar acum nici predica nu mai pot să o țin. Pentru că ajungând de aici, frate, au citit și un alt text. Și mai mult ca atât, Domnul m-a călăuzit despre o altă direcție. Și acum, spuneți dumneavoastră, ce să vrem? Ce m-am gândit eu sau ce vrea Domnul? Vrem să stăm la îndemâna lui Dumnezeu, nu? Cântarea să fie din partea lui Dumnezeu, cum vrea Dumnezeu. Poezia să fie din partea lui Dumnezeu, cum vrea Dumnezeu. Mesajul predicii să fie din partea lui Dumnezeu, cum vrea Dumnezeu. Nu-i așa? Doamne ajută! Frații și surori, s-a citit în dimineața aceasta din Evanghelia după Luca, capitolul 24. Și la un moment dat, versetul primul citit de către fratele păstor, spunea: pe când vorbeau ei astfel, Iisus a stătut în mijlocul lor și le-a zis: pace vouă! Dacă înainte ca Domnul Iisus să meargă la cruce și dacă înainte să pătimească pentru ei, pentru noi și pentru lumea întreagă, dacă înainte să păurească această operă a mântuirii, aproape de fiecare dată, Domnul Iisus Hristos era un factor de echilibru, era în mijlocul lor. Se vede că și după înviere, Domnul nu schimbă locul. Domnul se așează tot la mijloc. Și în această zi, în câteva gânduri, vreau să vă spun câteva lucruri despre omul de la mijloc. Este un loc care nu-l caută nimeni. Nu prea mă auzi oameni care să vină să spună, frate păstor, aș vrea să fac ceva în biserică, să mă puneți la mijloc. Adică în locul unde e cel mai greu, în locul unde toți mă pot privi, tot mă pot vedea, cum muncesc, cum mă străduiesc, nu. În general sunt oameni care vreau să vadă ce fac alții. În general în biserici și la dumneavoastră, probabil nu, dar la noi, sunt mulți spectatori. La rugăciune sunt mulți spectatori. Atunci când se predică, sunt mulți spectatori, când se cântă, e greu să spui un amen, un aleluia pentru slavă Domnului. Că, mă rog, ne-am obișnuit, dar acasă era spectator. La mijloc e greu. E greu să găsești un om să-l așezi la mijloc. E greu în biserică. E greu într-o societate, într-un domeniu de afaceri. E foarte greu. E greu să găsești un om. Și Dumnezeu căuta un om în istorie, nu? Și prin Ieremia și prin Ezechiel transmitea Dumnezeu un mesaj. Caut un unde? Pe
comparată unui Ierusalim. Sunt foarte aglomerat. Sunt foarte mulți oameni pe ulițele Ierusalimului. Zeci de oameni, sute de oameni, mii de oameni aglomerează ulițele. Și Dumnezeu spune prin Ieremia, capitolul 5, la versetul 1, caut un om, cutrierați ulițele. Vreau unul, prin piețe. Acolo unde sunt mai mulți, vreau să fie unul. Nu l-am găsit. Nu l-a găsit nici Ezechiel, prin capitolul 22, profeția despre un om care se înalță o zi. Nu l-au găsit. Și Biblia ne spune că acel dregător roman, în Evanghelia după Ioan, în capitolul 19, l-a găsit. Și a făcut afirmația, iată, omul. Era Iisus Hristos. Era găsit, era Fiul lui Dumnezeu. Era Cel care se așeza la mijloc, frate și surori. Îl iubiți pe Domnul? Amin. Sigur? Amin. Vă place de Domnul Iisus? Amin. Vreți să fiți ca Domnul Iisus? Amin. Da? O, aș vrea să predic ca Domnul Iisus. Aș vrea să fim de bolnavi ca Domnul Iisus. Aș vrea să sting mulțim ca Domnul Iisus. Noroadele să fugă după unde e predicată un mujor? Dar vrea să stai la mijloc ca Domnul Iisus? Când dăm frumoasa cântare, probabil o cântați și pe noastră, Iisuse scump, ar vrea să fiu ca tine. Să vrei să fii ca Domnul Iisus, dar să vrei să te așezi la mijloc ca Domnul Iisus. Locul cel mai inconfortabil, dacă vreți. Locul spre care primești toți. Locul de la mijloc. Locul de care toți fug. Locul pe care nu vrea nimeni să-l accepte. Greu! Greu la mijloc. Și în mașină, dacă trebuie să trei în spate, acum se mai întâmplă la copiii mei, toți vreau la margine. Nimeni nu vreau la mijloc. Colme. Ba, dar ești în mașină. Nu, dar vreau la margine. Vreau la geam. Nu vrem la mijloc. Nu se poate. La mijloc e inconfortabil, e incomod. Și Domnul Iisus, după înviere, se așează tot la mijloc. Slăvit să fie numele Domnului. Omul de la mijloc. Vreau să vă spun această zi, așa m-am uitat repede în Scriptură, să vă spun câteva caracteristici a omului de la mijloc. Și probabil că veți pleca de aici și vă veți muta din poziția de spectator doar. Și veți spune Domnului, Doamne, vreau din această zi să stau la mijloc. Vreau în această zi să stau în spărtură. Vreau în această zi să stau, din această zi să stau în locul în care tu ai stat, ca să seamăn cu tine. În primul rând, vă rog să notați omul de la mijloc. Și mi-am notat să vă spun în această zi. Are capacitatea, are puterea de a aprecia părțile pozitive, nu doar cele negative. Spunea cineva că de la biserică ne ducem cu lucrurile care nu ne plac. Cum a fost la biserică? Nimeni nu spune. Nu a fost extraordinar. Mă, ce frumos o predica fratele. Ce frumos o transmit Dumnezeu. Ce cântări frumoase. Prea puțin vorbesc de lucruri pozitive. Majoritatea vorbesc ce nu le place. Pentru că mintea noastră rămâne amprenta a ceea ce este negativ. Și în general suntem foarte negativiști. Și ne ocupăm de lucruri negative. Omul de la mijloc are capacitatea să aprecieze partea pozitivă, dacă vreți. Partea bună. Ați auzit de Sodoma și Gomora? Ce vă spune asta? Ce vă spune bun Sodoma și Gomora? Ce aveți în mintea dumneavoastră când se aude Sodoma și Gomora? Nelegiuire? Păcat? Oameni răzvrătiți? Nu e așa? Și când pleacă trimisiul lui Dumnezeu, trecând pe la Avram, și se duc spre Sodoma și Gomora, ca să îndeplinească planul lui Dumnezeu, hotărârea lui Dumnezeu, datorită stărilor și a păcatului lor, mă surprinde Avram. Dar Avram a stătut înaintea Domnului. S-a așezat la mijloc și a spus, Doamne, e adevărat că e Sodoma și Gomora.
E adevărat că sunt cetăți păcătoase. E adevărat, Doamne, că acolo oamenii aceia au trăit și trăiesc în așa fel încât te-a revoltat pe tine atitudinea lor, poziția lor, starea lor, viața lor. Dar, Doamne, vreau să spun ceva. Dacă privești dintr-o altă perspectivă, s-ar putea acolo să existe ceva bun. S-ar putea să existe totuși 50 de oameni buni. S-ar putea să existe oameni pentru care merită să mai păstrezi cetatea și să nu-i omori. Vei omori tu pe cel bun împreună cu cel rău? Vei face tu, Doamne, lucrul acesta? Și Biblia spune că Dumnezeu negociază cu Avram. Dumnezeu acceptă ca Avram să insiste și omului Dumnezeu de la 50 de oameni buni ajung la 10 oameni buni și ce regret, ce durere, frații și surori, ce neplăcut, dacă vreți, nu s-au găsit nici măcar 10 oameni buni. Dar a fost unul care a stat în mijlocire, s-a așezat la mijloc, pentru că încerca să privească la partea pozitivă a ceea ce însemna Sodoma și Gomora. Dacă cineva spune adevărul de 20 de ori și odată, așa pe lângă, cum îl numești? Cum îl numești? Mincinos. Pentru că tu ai un argument. Și argumentul tău este puternic, este tare și nimeni nu te poate cum. Dom'le, eu am argument că e mincinos. Dar nu-ți spus niciodată de plan. Dacă cineva se face bine multă vreme și odată nu mai poate, sau mă rog, o greșit, chiar nu i-a căzut bine să-ți fac, e și el om. Știi cum îl numesc? Răm. Am eu argument. Cu mine sunt lucrurile. Dacă cineva zâmbește mereu, că e bine dispus și vrea să fie frumos, bine cu frații, că mă rog, asta se poartă, mai ales în America. Și odată e crud. Și odată se uită urât așa. Cum îl numești? Dacă cineva dă tot timpul mâna pe tine și te salut cu respect, și odată probabil nu o face. După mulți ani de zile, într-o biserică pe care o slujeam în județul Bistrița, un frate s-a apropiat de mine și a spus, frate, am ceva pe inimă. Și a spus, supărat pentru că, de când? De vreo 7 ani. Ops. Dar cum? Ce s-o întâmplă? De fiecare dată când vii la noi în biserică, după ce te-ai mutat la Cluj, mi-am venit să plec de acolo. Că mai face slujba așa în față, numită slujba, numai că nu am putut să plece, că, mă rog, era legat de slujba. Dar s-o mărturisit tot. Și-o zis, cândva, ai venit toată la evanghelizat, cum mi-am mai aminte. Și-o venit un frate păstor, care l-ai chemat, ok. Și te-ai întâlnit el chiar la ușa bisericii. Și atât de erai de ocupat, nu, n-a spus dumneavoastră, era așa de ocupat cu fratele păstor, invitatul dumneavoastră, că ați dat mâna cu el și eu veneam din o anumită parte, lateral. Și am întins mâna, nici măcar nu m-am dumneavoastră în seara. Nu mi-am dat. Mi-am cerut scuze, pare că iartă. Nu, că m-ați văzut. Nu. Cum a fost ochii acelui om? Un nesimțit. Un neciocnit. Unul care spune, mă rog, ca un rămat unii și ca alții nu. Prietenii mei îmbrățișeze, ca alții. Frașii și surori, omul de la mijloc privește la partea pozitivă. Privește la lucrurile bune. El nu e un negativist, el este un pozitivist. E omul care promovează partea pozitivă. Mă rog să ne cerceteze Domnul să. Să stăm la mijloc. Să ne așezăm la mijloc. Să vedem partea cea bună. Doamne ajută-ne! Nu, frații, nu numai lucruri rele! Deși poate despre asta vorbim cel mai mult. Predicatorii, cântăreții, n-au numai lucruri negative, nu! Slujitorii n-au numai lucruri negative, au și lucruri pozitive, să vorbim despre ele, să le apreciem pe cele bune și să fim oameni care să privim cu ochi pozitiv, oameni buni. Datorită acestui fapt a fost motivat omul lui Dumnezeu Avram să stea în spărtură, să stăruiască, să se roage înaintea lui Dumnezeu. Regretăm
Când Sodoma și Gomora n-au fost 10 oameni buni, dar omul lui Dumnezeu s-a așezat în mijloc. Slăvit să fie Domnul! În al doilea rând o să spun în dimineața aceasta, omul de la mijloc promovează o intervenție miraculoasă a lui Dumnezeu. Îl promovează, îl provoacă pe Dumnezeu să facă și să intervină miraculos. Dar nu pentru demonstrații, pentru că oamenilor le place demonstrațiile. Și când Domnul Iisus Hristos era pe cruce, și știți foarte bine ce a sărbătorit și dumneavoastră nu de mult acest eveniment extraordinar, când murea Fiul lui Dumnezeu pentru mine, pentru dumneavoastră, pentru lumea întreagă, unii dintre cei care îl baciocoreau au spus, dă-te jos de pe cruce, fă un spectacol, ca să credem în tine. Că trăim într-o vreme a spectacolelor. Oamenii vreau să vadă minuni, să vadă cum plâng icoanele, să vadă cum plâng statuile, să vadă cum se întâmplă anumite lucruri extra ieșite din comun, ca să crede. Nu, oameni buni. Nu, Dumnezeu nu intervine și să nu-L provocăm, să nu-L provocăm pe Dumnezeu să intervină ca să demonstrăm și să se demonstreze că biserica penticostală, că păstorul cu dare are dar de vindecare. Nu! Și să provocăm intervenția lui Dumnezeu pentru vindecarea spirituală a celor din jurul nostru. Pentru ca oamenii să se mântuiască văzând lucrările și minunile lui Dumnezeu. Doamne, lucrează! Când Ilie să dea pe Carmel în fața unui popor, un popor religios, un popor care avea Tora, avea legea lui Dumnezeu, singurul popor care reprezenta pe Dumnezeu pe pământul acesta în vremea aceea. Ilie face următoarea constatare. Poporul șchiopăta de-au două picioare. E greu, nu? Cum arată un om șchiop de-au două picioare? Ce greu. Să fie un loc spiritual. Șchiop de-au două picioare. Face această constatare și întreabă până când vreți se conflăceau în această stare spirituală. Erau imuni la voia lui Dumnezeu, la cuvântul lui Dumnezeu. Nu-și dădeau seama în ce situație se află, nu! Nu realizau cine sunt și ce sunt. Nu realizau în ce stadiu spiritual au ajuns. Aveau impresia că merg bine. Vreau, fratele Vicențiu, de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Ce lume creștină! În ce țară creștină trăim! Câte forme religioase sunt puse la rang de lucruri spirituale, dar nu sunt! Câtă tradiție și cât formalism! Și acestea au început să intre și în bisericile noastre, oameni buni! Într-un astfel de context, Ilie se apropie și cere lui Dumnezeu, Doamne, fă o demonstrație, Doamne, fă o lucrare, dar nu pentru ca numele meu să fie ceva, nu pentru ca Israel să fie ceva, nu, ci pentru ca să se vadă că Tu ești adevăratul Dumnezeu și inima acestor oameni care s-au depărtat de la Tine să se întoarcă spre Tine, să fie vindecată orgia lor spirituală. Este nevoie în vremea aceasta ca Dumnezeu să lucreze, frați și surori, să intervină cu mare putere, ca Domnul să demonstreze că El este viu, că El este sfânt, că El este puternicul Dumnezeu adevărat. Și prin aceasta oamenii să se întoarcă la mântuire, oamenii să se mântuiască. Doriți aceasta? Măriți să fie Domnul! Pentru că se mântuiesc oameni, pentru că le plac spectacolele penticostale, religioase. Le plac cântărețe, le plac predicatorii. Le plac cum se aranjează lucrurile. Le plac! Și apoi nu trece mult și nu le mai plac. Și sute care ridică mâna, nu-i mai vezi pe unul să vină la botez și dacă tot vin, nu mai plânge nimeni. Nu e așa?
toți cu râsete și cu aplauze și cu flori. Și asta e cel mai important. Și ne dor să vedem oameni plângând, se spunea. Ne dor să vedem oameni cu lacrimi care plâng pentru păcatul lor, care au simțit harul iertării. Ne dor ca Domnul să intervină cu mare putere. Frații și surori, omul de la mijloc, el promovează minunile lui Dumnezeu, nu pentru a fi demonstrații religioase, nu, pentru glorificarea numelui Său și pentru mântuirea celor din jur. Mărit să fie Domnul! 70 de ucenici se întorc într-o zi, animat și plin de bucurie, și spun, Doamne, durere sunt? Supuse, ce realizam? Căutăm oameni care să cunoască, să descopere Duhul. Spunea cineva, frate, și de ce vorbește așa despre lucrarea Domnului Sfânt? Așa o credea el, că e lucrarea Domnului Sfânt. Pentru că n-ai dar deosebirii Duhurilor. S-au întors plin de bucurie. Duhurile ne sunt supuse. Se bolnavi, se vindecă, se fac minuni, miraculoase, numele de... prin noi! Și Domnul se uită la aici și spune, este ceva care e mai sus. Este ceva care e mai important. Mai important! Mai important decât să te rogi și să se vindece bolnavi, decât să predici să se mântuiască oamenii, decât să faci niște demonstrații publice, este mai important, da! Ce e mai important? Numele vostru este scris în ceruri. Faptul că sunteți mântuiți, faptul că Dumnezeu v-a eliberat de păcate, de povara neputinței și v-a transferat în împărăția slăvită a Fiului Său, asta e mai important. Mărit să fie Domnul! Mă rog Dumnezeu să ne binecuvintez! Ne-am obișnuit cu mântuirea, ne-am obișnuit cu cerul, ne-am obișnuit cu Dumnezeu, ne-am obișnuit cu toate lucrurile și suntem așa de pasivi, frați și surori, fiți plini de bucurie, suntem ai Domnului! Mărit să fie Domnul! Omul de la mijloc, în al treia rând vreau să spun, se identifică cu cei din jurul lui. V-ați amintit de Daniel? Știți cum îl numește trimisul cerului pe Daniel? Tu ești prea iubit și scump. Îi spune Dumnezeu. Ce frumos! Dacă ai avea mesajul acesta din partea lui Dumnezeu, nu din partea celor care te apreciază și, mă rog, au anumite interese, nu. Din partea lui Dumnezeu, dacă avea mesajul acesta, tu ești prea iubit și scump. Și cu toate acestea, în capitolul 9, Daniel se roagă, întorcându-și fața către Dumnezeu, așezându-se în poș și rugăciune, așezându-se înaintea Domnului cu slujire, cu viață sfântă. Și spune lui Dumnezeu, Doamne, noi am păcătuit. Noi te-am supărat, Doamne, pentru că sunt foarte mulți care spun, Doamne, e vorba despre mine. Am auzit că, da, dar nu-i vorba despre, nu-i vorba de familie, alții sunt implicați. Auzi la voi, da, dar noi, da, dar nu, nu, noi nu sunt acolo. Și oamenii încearcă să se disocieze, încearcă să stea departe, să-și păstreze poziția, ei sunt special. Omul de la mijloc se identifică cu cei din jur. Doamne, noi am păcătuit. Doamne, nouă ni se cuvine să ni se umple fața de rușine. Doamne, n-avem niciun merit. Dacă există un merit, este la Golgota, este a Domnului Iisus Hristos. Realizările noastre și faptele noastre sunt de multe ori ca o haină îngrijită. Noi registrăm eșecuri, neputințe, slăbiciuni. Noi suntem oameni și trăim în trupul acesta. Noi suntem cei care avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Doamne, ai milă de noi! Omul de la mijloc, el se identifică cu cei din jur. Se întâmplă uneori un anumit grup de cântăreți să nu le iasă cântarea. Și până la urmă, este unul care a falsat. Toți ceilalți sunt nevinovați. Unul. Un corp bunăvar. Nu, nu am vrea să
Deci, acum nu se vine cu mine. Dar, mă rog, mai... Se mai aude câte un fals, câteva. Pentru cei care au urechi muzică, nu prea, dar sunt unii care au spart specialiști. Cu urechi aș dau seama. Și bineînțeles că unul sau una a falsat. Și tot el, dacă nu era el, dacă se întâmpla să nu la biserica asta, era extraordinar. Mergea strună. Și încercăm să... Omul de la mijloc, el se identifică cu cei din jur. El apreciază că nu-i mai mult decât alții. Nu! Că nu-i mai special decât alții. Nu-i mai bun decât alții. Nu-i mai profesionist decât alții. Nu! Dacă avem ceva, frate și surori, avem de la Dumnezeu. Dacă suntem ceva, suntem prin harul lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Și de aceea să înțelegem, face parte din trupul lui Iisus Hristos. Noi toți vrem să fim una, biserica să fie una și noi toți să ne identificăm unii cu ceilalți. Noi am păcătuit, noi avem eșecuri, noi avem slăbiciuni, noi avem nevoie să ne îndreptăm. Doamne ajută-ne la aceasta! Lăudați să fie Domnul! Omul de la mijloc are un mesaj. Dar mesajul lui este mesajul vieții. Mesaj de încurajare. Am spus-o și ieri la Cluj, o spun și astăzi aici. Sunt unii care se uită la știri și apoi vin și transmit mesaje biserici. Chiar și la vor, am văzut. Frați care nu mai văd Biblie. Văd la televizor. Rămân marcați de ce au văzut la televizor, de ce au citit la internet. Fraților! Îi pari, război, gata! Sunt unii care deja și acompaniază profețiile, așa zisele profeții, după ceea ce se aude la știri. Și mă rog, trebuie să fii în tot, în vreme, dacă nu ești din urmă. Mesajul să-l avem de la Dumnezeu. Mesajul să-l avem de la Dumnezeu. Și Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al vieții. De acord? Slăviți să fie Domnul! El are mesajul vieții, oameni buni. Când toți au mesajul morții, când toți au mesajul spaimei, când ucenicii ornesc de frică, se spunea de către fratele Vicențiu, Domnul are mesajul vieții. Care mesajul dintre voastre? Aveți un mesaj? Poate v-am mai spus că în urmă cu mulți ani eram în Anglia și în Londra. Eram cu trei frați. Un prieten care locuia atunci în Londra, acum este în America. Un alt prieten care era din America și tot în America. Eram eu cu ei. Și la un moment dat am văzut un bărbat printr-o piață așa destul de aglomerată. Am văzut un bărbat care era îmbrăcat într-un mod așa mai ciudat. Avea un clopoțel în mână și alerga de la un colț la altul al străzilor. Și transmitea un mesaj în limba engleză. Nu l-am înțeles. Și a dat seama că suntem mai străini, s-a apropiat de noi și a încercat să intre în vorbă cu noi. Ne-a întrebat de unde suntem. Unul a spus eu din America, celălalt de ei din Londra. Și dumnealui, păi dumnealui din România. Ce face în România? E pastor. Pastor? Sunteți pastor? M-a întrebat de vreo două. Deci m-am aranjat. Da, sunt pastor. Am luat o altă poziție ca să... Și au zis, domnule pastor, nu vă supărați, care e mesajul dumneavoastră pentru ziua de astăzi? Ce crezi că am spus? Păi n-am ieșit în ziua. Păi mai aici, în piață, mai prins așa pe nepus să pas, eu trebuie să mă pregătesc, să vin la biserică, să alunc pe fratele Romii, să-mi iau Biblia, să mă rog, nu merge așa. Domnule, ai mesaj. Dar n-am niciun mesaj. Dar și-au trebuit, n-ai niciun mesaj. Și-au dat mesaj, zis, domnule, eu reprezint o echipă de ruibii. Și alerg dintr-un colț altuia al străzii Gorești și transmit un mesaj de la echipa de ruibii pe care o reprezint. De-aia sunt plecat așa. Și am și puțin ăsta în mână. Dumneata reprezinți cerul. Îl reprezinți pe Dumnezeu. N-ai niciun mesaj? Am încercat să o aranjez. Deja îi se vedea un pic. Nu mai funcționa. Da, știți, să vedeți, avem.
Din acea zi am zis, Doamne, ajută-mă fiecare zi să am un mesaj. Să fiu pregătit cu un mesaj. Care e mesajul? Să fiu un mesaj al vieții, oameni buni. Când tot transmit de norocire și de cază și știrile și, mă rog, tot ceea ce puteți vreau să ascultați sau viziona, tu să ai un mesaj al vieții, pentru că tu reprezinți pe Dumnezeu și Dumnezeul nostru este Dumnezeul vieții, mărit să fie numele Lui. Omul de la mijloc are un mesaj. Mesaj de viață. 10 aveau un mesaj. Este foarte bine. Mesajul morții. Și au spus, nu avem nicio șansă, nu se poate. Dumnezeu ne-a spus despre țara aceea, dar nu putem să o cucerim. Nu se poate, oameni buni. Fiul lui Anac, puternici, nu ne putem lupta cu ei. Așa ne vor doborâ pe noi, femeile noastre, copiii noștri. Au început să țipe toată adunarea la mesajul lor, de citind cuvântul lui Dumnezeu. Și Biblia ne spune că s-au hotărât să se întoarcă înapoi în Egipt. Să nu mai mea să pună alți conducători, că ăștia care se omoare, n-au nicio șansă. Și s-au așezat doi în altă tabără. Și care m-a spus, oameni buni. Și au spus colegii noștri, este adevărat. Dar ascultați-mă, cu noi este Dumnezeu. Este Dumnezeu cu dumneavoastră? Este Dumnezeu cu noi? E important asta? Slăviți să fie Domnul! Dacă cu noi este Dumnezeu, a spus oamenii aceia, a spus bărbații aceștia care s-au crezut și au transmis mesajul vieții. Dar cu noi este Dumnezeu, ei nu mai au niciun sprijin. Nu că îi batem, îi mâncăm. Cu biserica lui este Dumnezeu. Iisus este ziditorul bisericii și porțile locuinței morților nu vor birui. Mărit să fie Domnul! Oh, cum e cu mântuirea? Nu știu, știe Dumnezeu. Vai de noi, nu oameni buni! Noi suntem ai Domnului. Noi suntem biserica lui Iisus Hristos și mesajul nostru este mesajul vieții. Lăudat să fie Domnul! Au încercat sistemele să dărâme biserica. Au încercat oamenii să dărâme biserica. Au încercat mulți ca să prângă această lucrare. N-au reușit. Pentru că în fruntea ei este Hristosul. Este Biruitorul. Mărit să fie numele Lui. Și dacă va fi război sau pace, nu știu, nu mă interesează. Vreau să vă spun un lucru. Noi și cu noi este Dumnezeu. Și pentru voi care vă temeți de numele meu, spune Domnul Amaleahii, va răsări soarele neprihănirii. Credeți? Aleluia! Glorificat să fie Domnul! N-a pierdut controlul nici în istorie, nici în Estul Europei, nici în Africa, nici în America, nicăieri. Cel care conduce sistemul și Universul este Dumnezeu! Este Iisus Hristos care este viu în vecii vecilor și are toată puterea în cer și pe pământ. Și El este prezent în adunare. Și El e Dumnezeul meu. Și El e Cel care stă în mijlocul adunării, în mijlocul familiei mele și ale tale. Stă cu tine fiecare zi. Lăudat să fie Domnul. De aceea, mesajul să fie mesajul vieții. Transmiteți mesajul vieții. Duceți-vă acasă plin de bucurie. Și spuneți oamenilor din jurul dumneavoastră, Hristos a înviat. El trăiește. Și într-o zi vom fi cu El. Și noi bună și vine Domnul Iisus. A înviat și ne-am înviat împreună cu El. Și într-o zi vom fi în împărăția Lui slăvită. Mai credeți asta, frați și surori? Ăsta e mesajul vieții. Ăsta e adevărul Scripturii care ne consolidează, care ne întărește, care ne ridică. Mărit să fie Domnul! Când Pavel era cu oamenii aceia pe mare, știți foarte bine istoria biblică din Fapte, capitolul 27, și când mirosea moarte de 14 zile, și când nu se văzuse soarele și nu exista nicio perspectivă omenească de viață, și la un moment dat expresia Scripturii spune, la urmă pierduse orice putere de scăpare. Toate încercările lor au eșuat și nimic nu se mai putea face. Într-o astfel de situație, se ridică omului Dumnezeu și Biblia spune, și Pavel s-a așezat în mijlocul lor. Și știți ce le-a spus? Am avut o vedenie. Am avut o descoperire. Am avut un cuvânt din partea lui Dumnezeu. A venit la mine un înger al Domnului și ne-a transmis următorul lucru. Toți pe stării, niciunul nu va muri. Câți au murit? Câți?
Au trăit toți? Știți de ce? Pentru că omul lui Dumnezeu a transmis mesajul vieții. Și pentru că Dumnezeu este Cel care dă biruință. Slăvit să fie Domnul! Mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Mă rog să vă întărească Dumnezeu. De la cei mici până la cei mari și toți care sunteți implicați și credeți în Dumnezeu. Transmiteți mesaje la școală, la casă, în societate, la locul de muncă. Dar nu fiți ca și ceilalți oameni. Să nu vă încerucheze nici informațiile, nici anumite lucruri care sunt transmise. Nu! Noi suntem al lui Dumnezeu. Noi avem mesajul vieții că Hristos trăiește. Că Domnul conduce istoria, conduce viața noastră, conduce biserica Lui. Măriți să fie Domnul! Omul de la mijloc. Iisus a stat în mijlocul lor. Și plecând de aici, de la dumneavoastră, de la biserică, vreau să mă iau din nou o hotărâre, încă o dată. Și să spun Domnului, Doamne, vreau din nou să mă așez la mijloc. Recunosc că în anumite situații n-am mai vrut. Și am spus, nu mai vreau la mijloc, e prea greu. Uneori sunt prea multe vorbe, prea mulți bolovani, e prea greu, prea multe nopți de dormite. Doamne, nu mai vreau! Dar din această zi, pentru că nici nu m-am pregătit să predic pentru asta, și am simțit că mi-a vorbit mai întâi mie Dumnezeu, vreau din nou să mă așez la mijloc. Și vreau să stau acolo unde vrea Domnul să stau. Și Doamne, ajută-mă! Dacă mai este cineva aici să facă lucrul acesta, Dumnezeu să te binecuvinteze! Pentru că noi cântăm o cântare și spune, fii mereu, mereu, unde este greu. Fii solul sau trimisul lui Dumnezeu. Ce important este asta? Omul de la mijloc, vă spuneam în această zi, are capacitatea să privească lucrurile și partea pozitivă a lucrurilor. Omul de la mijloc provoacă minunile și lucrările lui Dumnezeu pentru vindecarea spirituală a celor din jur. Omul de la mijloc se identifică cu cei care îl înconjoară, se identifică cu cei păcătoși, cu cei neputincioși, cu cei slabi, se identifică, se pune în papucii lor. Omul de la mijloc are un mesaj de încurajare, de viață. Și în ultimul rând, nu în ultimul rând, dar pentru mine și pentru mesajul meu din această zi, omul de la mijloc se duce până la supremul sacrificiu. Așa mi-a învățat Iisus. Așa a făcut-o Domnul Iisus. Când diavolul își făcea pe cap și era ca un jandar mondial și totul era la cheremul lui și totul dispunea și când soluția de iertare nu mai era valabilă și când nu mai era nicio posibilitate și sângele care curgea și roaie de altare era fără putere. Și diavolul se bucura. A acceptat Iisus Hristos să vină din lumea Lui în lumea mea. Să renunțe la chipul Lui de Dumnezeu. Era asemenea Lui Dumnezeu. N-a socotit un lucru de apucat. Ci s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte. Și încă moarte de cruce. Extraordinar. A luat povara mea și povara dumneavoastră. S-a așezat la mijloc între noi și Dumnezeu. El este pacea mea. El este pacea noastră. Care sub pasivul de la mijloc care despărțea și ne-a făcut posibilă intrarea înaintea lui Dumnezeu. Și putem să-i spunem în această zi lui Dumnezeu, Tată, Tatăl nostru, mărit să fie Domnul. Iisus Hristos s-a dus până la supremul sacrificiu. Dar au făcut-o și oameni. Când a venit cu tablele legii de pe munte și când a auzit că poporul este într-o mare învălmășeală și într-o mare bucurie se auzea de departe, tânărul îi spune, e război în tabără, nu-i război. Și Moise, urechea lui sensibilă, spune, aici e altceva, e jocuri, e muzică, dansuri. Și în fața celui Dumnezeu, că sunt Dumnezei în fața cărora pot să și dansez, nu-i problemă. Și în fața celui Dumnezeu turnat de aur, așa a zis Dumnezeu, strigau de bucurie, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului.
când Dumnezeu stă de vorbă cu Moise, când Moise se apropia, îi spune lui Moise, văd că poporul acesta este un popor încăpățânat. Lasă-mă în mânia mea care se va prinde împotriva lor și voi mistui. Știți ce înseamnă mistuit? Înțelegeți? Așa, într-o clipită, s-a ardut tot. Și Domnul continuă și îi spune lui Moise promisiunea și pe tine te voi face strămoșul unui neam mare. Și Moise se prăbușește la pământ și spune, Doamne, de mult mi-a venit ideea asta. Dar n-am lucrat să o spun. Cu ăștia nu este nicio perspectivă și nicio șansă. Că sunt căpățânați, bine-ai zis. Că sunt răzvătiți, bine-ai zis. Și dacă tot mai ai pe cineva poporul ăsta, e bine că mai ai pe mine. Fă ce vrei, cred, până la urmă e decizia. Așa au zis? Poate eu așa și zis. Poate sunt mulți aici despre care Domnul îmi face o promisiune că pe ei îi duce și cu ei face și cu ei trece. Nu le-am mai interesat de azi. Bine că ziua! Moise se așează la mijloc. Și Moise se duce până la suplimentul sacrificiu. Și rugăciunea lui este în felul acesta. Poporul acesta a făcut un păcat foarte mare. Și-a făcut un Dumnezeu de aur. Și se roagă. Iartă-ne acum păcatul. Dacă nu o faci, șterge-mă din cartea pe care ai scris-o. Moise nu te înțelege. Moise are impresia că a început să patinezi mintea ta în bătrân. Păi un popor care se face atâta rău, un popor care e împotriva ta, un popor care mie trebuia să te omoare de atâtea ori, un popor care spune că tu nu ești trimisul lui Dumnezeu, ci până atunci și frații tăi, care au văzut cum Dumnezeu te-a întors de pe malul Nilului și cum ai crescut în casa lui Faraon și minunile lui Dumnezeu din viața familiei voastre, până când și ei se ridică împotriva ta și spun, numai cu el poate să lucreze Domnul. Când tu găsești atâta împotrivire, când tu găsești atâta răzvrătire, când sunt atâta dușmani împotriva ta. Și Domnul îți oferă momentul să scapi ei într-o clipită. Atât. Și toți dușmanii s-au mistuit. Ești de neînțeles, Moise. Moise, ce-i cu tine? Nu o să gândești așa. Și Moise spune, șterge-le păcatul, iartă. Dacă nu, șterge-le numele din cartea pe care ai scris-o. I-o mistuit Dumnezeu? Da? Nu. Pentru că omul de la mijloc se duce până la supremul sacrificiu. Iisuse, scump, ar vrea să fiu ca tine. Mai sunt aici careva care mai vreau să fie ca Domnul Iisus? Mai vreți? Da? Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să vă ajute să vă așezați la mijloc, frații și surori. Să stăm la mijloc, acolo unde ne-a așezat Dumnezeu. Și dacă este nevoie, să ne ducem până la supremul sacrificiu, că merită. Merită. Probabil nu merită oamenii pe care îi slujim. Probabil nu merită corpul pe care îl dirijezi. Probabil nu merită tinerii pe care probabil trebuie să te ocupi de ei. Probabil, frații și surori, nu merită. Dar merită Iisus Hristos. Dar merită Dumnezeu. Și de dragul lui Dumnezeu, merită să te duci până la supremul sacrificiu. Ajută-te, Doamne! Iisus Hristos te va cunoaște nu după numele ce îl spui, ci după ranele îndurate sub crucea ta și crucea lui. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Iisus a stătut în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Să mai caută oameni care să stea la mijloc.
Dumnezeu să mă binecuvinteze și Domnul să ne ajute să fim oamenii de la mijloc. Amin. Amin.